Copilul în vârstă de 10 ani se juca împreună cu colegul său pe calea ferată când un tren Marfara a ajuns în dreptul lor. Potrivit martorilor oculari, copiii încercau să se urce în tren și cel mai probabil au alunecat sub roțile acestuia. Conducătorul trenului nu i-a observat pe cei doi. Lui, cât putea fugea de aici, a sunat la poartă la fiică mea. Haide cu băiatul ăla, i-a tăiat trenul piciorul. Bă, voi faceți glumă. Nu glumă. Am urcat sus, într-adevăr, l-am văzut. Fiica mea a dat telefon repede, a venit salvarea, a venit elicopterul, n-a putut să aterizeze aici, a aterizat acolo pe stadion. Femeia care a fost părtașă la cumplitul accident spune că în zona respectivă trenurile au o restricție de 5 km pe oră, iar copiii care locuiesc în preajmă obișnuiesc să se urce din mers în joacă. În spatele trenului sau să se... că așa fac, uite, să nu vă mai urcați pe tren, din mers așa să... Să agață că aici au restricții de viteză și ei probabil au timp să se urce, dar nu mai pot, că am tensiunea 20. Doamnă, doamnă, cum l-am plâns ca pe nepotul meu. La locul accidentului feroviar a ajuns un echipaj al ambulanței din Năvodar, iar de la Constanța a decolat de urgență un elicopter smurt. Stabil. Da. Haideți să vă... Copilul a fost transferat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Potrivit medicilor, minorul are o fractură deschisă de gambă, însă este conștient și în afara oricărui pericol. Părinții minorului sunt plecați în străinătate la muncă. Mama lui este în Italia, iar tatăl în Germania. Unchiul, în grija căruia a fost lăsat, a rămas înlemnit la aflarea veștii că micuțul a fost la un pas de moarte. Am o mașină acolo și am lovit-o acum, am intrat în bordură cu ea, ca să știți. Copilul e în salvare, îl prea... Deci doar la piciorul. Cazul i-a șocat pe membrii comunității din Năvodari, mai ales că locul unde s-a petrecut cumplitul accident este unul frecventat de copii. Păi se întâmplă, doamnă, se întâmplă orice, orice aici și pe linie, că le zice de atâta ori și soțul, că soțul lucrează la CFR. Este revizor pe linie și de atâta ori le zice. Dar ce să le mai zică, că nu înțelege nimic. Nu înțelege.